Circa 50 de polițiști împreună cu jandarmi și polițiști locali au acționat zilele trecute pe raza municipiului Cluj-Napoca, în zona Pata Rât, pentru prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță în comunitate și descurajarea comportamentelui de tip infracțional. Acțiunea a vizat punerea în legalitate a persoanelor fără documente de identitate, depistarea celor care se sustrag de la urmărirea penală, precum și descoperirea bunurilor căutate în temeiul legii. În cadrul acțiunii au fost legitimate 301 persoane. În cadrul acțiunii au fost legitimate peste 300 de persoane și au fost controlate 31 de autovehicule. 20 de persoane bănuite de comiterea unor fapte antisociale au fost conduse la sediul secției de poliție. De asemenea, a fost controlată activitatea a 12 societăți comerciale din zonă. Au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.540 de lei, majoritatea fiind aplicate pentru nerespectarea regimului domicilierii și a regimului rutier. Totodată, 6 câini comunitari au fost ridicați de organele specializate și transportați la locurile special amenajate. Acțiunile continuă pentru impunerea prevederilor legale și descurajarea faptelor antisociale, prin prezența vizibilă a polițiștilor și luarea măsurilor care se impun cu fermitate, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.